Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, ale să să sufli în tort. Ți-ai pus dorința? Hai! Pune-ți o dorință, Ane! Hai, suflă! Da, bravo! Bravo! O, să vedem ce puteți face! Să-ți crească urechile! Pentru ce? Ah, pentru magie, bine. Păi dacă sunteți pregătiți pentru magie, înseamnă că sunt la locul potrivit. Vă spun bună seara și bine v-am găsit. Eu sunt voi, dar știți care e cea mai mare surpriză? Nu știți? Faci magie. Magie. Dar surpriza mea pentru voi este că astăzi nu eu voi fi magicianul. Cine? Cine va fi magician dacă nu eu? Cine? Ane! Ane? Da. Păi ați mai fost-o făcând magie? Da, aveți dreptate. Ana este un foarte bun magician, știe să facă multe lucruri interesante și astăzi voi o veți ajuta să facă magie, e bine așa? Da! Ba, nu e am eu că e bine. Dar știți voi ce folosește un magician pentru a face magie? O baghetă magică! O baghetă magică, clar. Uite, eu am aici o baghetă. Și o baghetă cum trebuie să fie? Ce trebuie să aibă ea? Magie! Magie, puteri magici, nu? Și credeți că bagheta mea are puteri magice? Nu! Că cel mai bine ar fi să o testăm, să vedem dacă are sau nu are puteri magice. Uite, vreau să țin bagheta așa în mână, să ne uităm la baghetă, să vedem dacă ea se poate ridica singură la mine în mână. Ia uitați-vă. S-a ridicat? Nu. Nici măcar un pic? Nu. Uitați-vă cu atenție. S-a ridicat? Da, eu știu cum ai făcut. Cum am făcut? Păi, ai pus așa, după aceea degetul ăsta ai împins bagheta. Nu, e clar. Nu ești atentă. Nu. Uite. Mi-ai demonstrat că nu sunteți atenți și uite, înainte să facă magie, vreau să mă asigur că sunteți foarte atenți. Și am aici un test de atenție. Am aici un cartonaș și vreau să-mi spuneți câte puncte negre vedeți pe partea asta a cartonașului. Un. Bravo. Țineți minte, pe partea asta vedeți un punct și pe partea cealaltă vedeți? Patru. Bravo. Deci patru vedeți pe partea asta și unul singur pe partea asta, da? Două. Poftim? Doi. Când ați zis că vedeți unul? Ba da. Voi v-am zis să fiți atenți, că e un test de atenție. Deci vedeți două pe partea asta și patru pe partea asta? Cinci! Nu sunteți atenți deloc. Încă o dată, dar de data asta fiți atenți la întrebare. De data asta vă întreb câte puncte negre sunt pe partea asta. Două. Sigur sunt două? Da. Și dacă iau una de aici, câte vor fi? Șapte. Trei. Nu prea sunteți atenți, eu nu am nimic ascuns în mână. Da. Sunt doar două, da. Două pe partea asta și câte sunt pe partea asta? Cinci. Și dacă iau una de aici, câte vor fi? Șase. Nu șase, măi, tot cinci, că eu nu am nimic ascuns în mână. Deci sunt cinci pe partea asta și două pe partea asta. Păi stai mai puțin, mi-a zis că e unul, pe urmă că sunt două, acum sunt trei. Deci sunt 3 pe partea asta și 5 pe partea asta? 6! Păi de ce nu mi-ai zis așa de la început? Domnul magician! Sunt 3 pe partea și 6 pe partea, nu era mai simplu! Mai încă o dată, câte sunt pe partea asta? 3! Sigur sunt 3, da? Da. Nu mai acopăr eu nimic, da? E clar că sunt 3 pe partea asta și 6 pe partea asta. Nu! 3, 4, 5, 6, 7, 8! 8, da, 8 pe parte și 3 pe parte, ca la început, nu? Da, așa au fost de la început, dar voi nu ați fost atenți. Of, la mine nu ați fost atenți, dar poate veți fi mai atenți la Ane. Ane, te rog, vino aici lângă mine. Ane! Așa, cu toate către prieteni. Pentru a fi și Ane magician, are nevoie de o... baghetă. Clar, am pregătit și pentru Ane o baghetă cu puteri magice. Ce? Ane-i baghetă. N-ați mai văzut o astfel de baghetă până acum? Nu. Mai, asta este o baghetă modernă, care poate fi atât mică, cât și mare.
Așa că, Ane, te rog, ține tu bagheta și ia cu bagheta, ieși și eu cu bagheta. Așa, dreapta, te rog frumos, hai și suntem pregătiți. Dreapta, așa, te rog eu frumos, ține, hai și E clar că nu ne descurcăm cu baghetele astea multe. Nu e nimic, am o baghetă clasică, eu îi voi da bagheta și voi o aplaudați pe Marle Macean. Ale! De ce ai stricat bagheta? Păi de ce nu mi-a spus că e stricătoare, serios? Mai facem magie cu bagheta asta așa? Nu! Facem abracafleșca, abracafleșca? Nu-i nimic, Ane, noi suntem magicieni și putem să o reparăm. Uite, am reparat-o, dar trebuie să ai mare grijă de asta, nu se mai strică, da? Că am găsit o baghetă stricată, dar nu-i nimic, am venit pregătit, am alta de rezervă. Ia verifică, e bună asta? Da. Oh, în sfârșit. Sper să nu se mai strice și asta. Mai, înainte să facem împreună prima magie, el și Ane, vreau să vă arăt ceva ce nu știați despre Ane. Fiți atenți. Da! Ale, este șocărie! Nu, nu știam, nu? Ane, este șocărie! Da, prima magie o vom face împreună. Ane cu bagheta ei și eu cu bagheta mea. Ce s-a întâmplat? Are bagheta, nu e îndelut, e întreagă. Stai puțin, că n-am... Păi da, eu cu a mea și tu cu a... ai dreptate, scuză-mă! Nu am baghetă. Poți să mă ajut tu, Ane, cu o magie să transform panglicile astea într-o baghetă? Da. Ce formulă magică folosești? Ia spune. Abracadabra, panglicile să fie o baghetă. Abracadabra, panglicile să fie o baghetă. Și gata, am o baghetă, nu? Nu e bine, Ane. Ia suflă, suflă aici. 1, 2, 3. O baghetă uriașă făcută de Ane. Haideți să aplaudăm pe Ane pentru bagheta asta. Măi, Ane, dar trebuia să-mi faci și mie una mai micuță, așa ca asta. Păi uite-te și tu cât e de mare asta. Păi nu mai are loc în servietă, măi, Ane, uite-te și tu. Poate la final faci o magie, să o facem mai micuță, să poți să o fac. Las-o la final acum. Of, e uriașă, măi, Ane. Ia să vedem. Anisia, deci că e... Anisia, am aici un șervețel. Fii atent, vreau să iei tu șervețelul ăsta. Știi ce trebuie să faci cu el? Nu. Trebuie să-l rupi, să-l faci bucățele. Trage de el, supără-te, băi, rupe-l. Ajunge așa! Dă-mi-le, mamă, nu le dăm pe jos. Dă-mi-le mie, dă-mi-le mie. Lasă că nu-i nimic. Dă-mi-le mie, dă. Așa, trebuie să-l facem așa, să-l strângem așa în mână? Da. Ia, stai, dă-mi-l mie, să-l pun și pe... e frimituș, băi, Anisia. Ane? Da? Poți să-l mai faci, Salo? Da. Serios? Da! Stai așa! O să iau eu șervețelul ăsta, o să-l strâng așa tare, eu de toată mână. Luăm toate frimiturile astea, le facem așa, aproximativ o biruță, nu? Le punem aici, le îndesăm aici, bine de tot. Luăm puțin praf magic din buzunar, ești tu praf magic în buzunar? Ia, pune-ți și puțin praf magic aici peste șervețel. Așa, și acum, Ane, spune, hocus pocus șervețelul să se facă la loc. Hocus pocus șervețelul să se facă la loc. Gata? Da. Ia să vedem. Șervețelul, rupt de Anisia. Ce a făcut Ane cu el? L-a făcut la loc? Păi atunci ai găsit la plaudă pe Ane și pe Anisia. Mai nu mai s-am luat la Anisia. Da? Eu se pricep pe la magie, nu? Mulțumesc, Anisia, pentru ajutor. Ia loc, te rog. Bravo. Ia, te rog, fă o magie, Ane, să apară cutia cu flori, să o bagă tot cu el. Abracadabra vrea să fie două cutii cu flori. Ce-au apărut? Ba da, măi, a apărut o cutie, dar nu știu de ce nimeni nu o vede. Uitați-vă și voi, stai puțin să le arătăm cutia asta, măi, că nu știu ce e, că n-au văzut cutia asta. Ia vezi, vină aici lângă mine și ia vezi, mai e o cutie, bagă mâna. Șobolanul! Nici șobolanul, nici cutia cu flori, nu? Nu? Ia uitați-vă voi, mai e o cutie cu flori? Da. Da? Ce culoare? Nu știu.
Nu mai e? Nu. Nu? Mai faci tu o magie, Anesa, mai apară o cutie cu flori? Da! Să fie o floare, multe flori, într-o cutie. Băi... Nu știu cum face, dar chiar se pricepe. Serios, a mai apărut o cutie cu flori. Da, măi, dar două cutii, dacă le pun așa una peste alta, sunt cât punga de mari și voi mi-ați spus că e plină cu nimic. Iar nu sunteți atenți. Dar ce ziceți? Mai este o cutie cu flori aici, în pungă? Nu! Nici dacă ar face Ane o magie? Da, vrea să apare o mașină. O mașină. Ane, poți să faci să apară și a treia cutie cu flori? Da! Serios? Da! Dar fii atentă că e puțin cam periculos. De ce? Avem șanse să ne facem de râs. Avem șanse să ne facem de râs. De ce? Ne facem de râs? Nu. Tu da, la asta vrei să râs de noi, nu? Eu am încredere în puterile lui Ane că poate să facă și a treia cutie cu flori și voi o să ne aplaudați, nu o să râdeți de noi. Ia să vedem, Ane, cum faci să apară a treia cutie cu flori? Abracadabra, să fie 1000 de cutii de flori. Fiți atenți că deschid punga, o să cadă 1000 de cutii aici. Nu cade nimic. Să vă am una după ele? Da! Băi, o cutie a apărut, ia priviți, a treia cutie cu flori! Măi, Ana, zici că nu ne facem de râs, unde-i cutia cu flori? Eu zic să ne mai dați o șansă, ne mai dați o șansă? Da! Mulțumim, mulțumim! Ana, te rog, sus la aici, către pungă! Nu, e suficient! Așa trebuia să faci din prima, Ane, serios, prieten, chiar a apărut și a treia cutie cu flori! Haideți să o aplaudăm pe mare, ne-a răspuns și Ane, bravo, Ane! Bravo, bravo, bravo! Fiți atenți că acum, Ane, o să facă și o dispariție. Da? Nu, 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 se dispară această panglică colorată. Și pe urmă tot Ane o va face să și apară la loc. Fiți foarte atenți. Eu voi pune panglica aici în palma mea și tu de aici o faci să dispară, da? Hai să vedem. Pune panglica. Unde sunt aici? Ai pregătit formula? Și va fi una dintre urechele. Ia să vedem. Și Ane spune abracadabra, panglica se dispară. Abracadabra, panglica se dispară. Și-a dispărut? Nu. Oh, nu e bine. Uite, o să mai îndesăm așa aici. Bine, 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 bine. Și fii atentă. Suflă, suflă aici. Și panglica a dispărut. Nu? Ați văzut unde s-a dus? Nu. Nu? Nu? Atât de aproape nu știu unde s-a dus. Dar nu știu din detaliu. Vă spun. No, serios, n-am văzut nici eu. Panglica este la tine. Ia mi-o aici în gălăie. Hai că e la Albert. Cum te cheamă? Albert. Albert, eu cred că... Albert, bagă mâna în buzunar la tine și scoate panglica. Ia, este? Nu, ia văzut celălalt buzunar la Albert. Este? Nu. Ia vezi în buzunarul de la spate, Albert. În buzunarul la kilos, da? A, nu mai căuta, am văzut unde e la Albert. În ureche. Măi, Ane, stai puțin, stai, lăsați-mi. Măi, Ane, trebuia la cineva în buzunarul, în buzunarul, nu în ureche. Nu te gâdile nimic în ureche, Albert? Nu. Stai așa, o să o scot de aici, dar o să te gâdile puțin, dar aici este ea. Aha, am prins-o. Panglica era chiar la Albert în ureche. Măi, Albert, n-ai simțit nimic? Ia. Și Albert e de jucărie. Hai să-l aplaudăm pe Albert și pe Ane. Bravo! Nu le face față prietenilor, serios. Da. În buzunar trebuia, nu în gură, nu în nas, nu în urechi. Băi, să vezi pe filmare că avea mâinile goale, goale, nu era nimic în mâinile, nu era nimic în mâinile. Da. Ia să vedem, acum vine să ne ajute... Teo! Ingrid! Da? Cum te numești? Ingrid? De jucărie! Da, Ingrid de jucărie! Ingrid! Crezi că și eu! Ingrid, vreau să te întreb ceva. Știi să tai cu foarfeca?
ce-i mai tăiat cu foarfeca ca perdelele lui mami? Rochiile le-ai tăiat? Nu. Ai tuns-o în timp ce dormea? Nu, să nu faceți așa ceva. Nu. Prieteni, am aici un pai și am aici o sfoară. Fiți atenți, acum băgăm paiul prin sfoară, da? Băgăm paiul prin sfoară? Da. Băgăm paiul prin sfoară? Da. Dar nu sunteți atenți deloc. Da, da. O fi mai zice, dacă o să băgăm paiul prin sfoară, băgăm sfoara prin paie. Nu, nu știu eu. Mamă, la ne nu avem cum băgăm sfoara prin paie, nu băgăm paiul prin sfoară, da? Ia să vedem. Așa. Trebuie să iasă pe partea cealaltă. Ok. Acum, voi îndoi paiul și sfoara așa, aproximativ la jumătate și îi voi da lui Ingrid o foarfecă. Să taie ea paiul și sfoara și Ane cu puterile ei magice le va face la loc. Așa că am aici o foarfecă. Te rog, Ingrid, ia tu foarfeca, bagă exact pe aici. Așa. Să bagă pe aici, așa și taie, da? Ane, e vreo magie de-a ta. I-ai stricat tu foarfeca. Te rog, ai zis ce faci cu bagheta. Nu-i strica foarfeca. Las-o să taie și după aia faci magie. Nu-i nimic, Ingrid. Am alta de rezervă, te rog. Ia-o pe asta, bagă pe aici. Așa, țac, taie. Nu cred așa ceva. Măi, Ane, te rog, eu las-o să taie. Nu-i strica foarfecile. Stai așa. Asta sigur va fi bună. Domnule, așa, Ingrid, așa, perfect, bagă pe aici. Așa și taie. De ce nu poate Ingrid să taie? Cine? Ingrid e de plastic și nu poate să taie? Foarfeca e de plastic, nu Ingrid. Păi și dacă foarfeca e de plastic, credeți că nu poți să-i tai codița, Ingrid? Da. Nu e o tăiere. Asta e ultima, alta nu mai am, Ane, te rog, las-o să trăi. Te rog. Ia, vezi, Ingrid, e bună asta? Da. În sfârșit, bagă pe aici. Așa, Ingrid taie, iar Ane le va face. Ia, bagă pe aici, așa. Da. De ce nu poate să taie Ingrid acum? Mișcă-ți mâna! Auzi, miști mâna, nu mai mișca mâna. Dumneavoastră, domnișoară, mișcați mâna asta, spune, da. Cine, eu mișc mâna? Da! Și nu era mai simplu să spuneți, eu mișc mâna. Eu? Păi eu sunt eu, nu? Știu Ingrid ce a vrut să facă. A vrut să mă facă să cred că eu sunt dumneavoastră domnișoară Ingrid. Nu! Nu? Nu! Te rog, pare pe aici și taie. Nu mai. Așa, ce-a fost atât de greu? Hai să vedem cât de greu e pentru Ane să facă la loc paiul și sfoara. Dă-mi e foarfeca să nu ne accidentăm, că ești periculoasă cu foarfeca în mână. Așa, și Ane spune hocus pocus, paiul și sfoara să se facă la loc. Hocus pocus, paiul și sfoara să se facă la loc. Gata? Da. Ia să vedem, dacă trag așa de sfoară, ce e, mai este întreagă? Da. Da? O scoate de tot aici să vedem? Și sfoara este întreagă. Ia să vedem și paiul. Paiul n-a reușit pentru că i-a stricat foarfecile lui Ingrid, dar merită să o aplaudăm pe Ane care o să facă sfoara la loc. Pe Ingrid că s-a chinuit foarfecuțele astea în curcașă. Nu le mai face față că nu le mai lasă magiile lui Albert, i-ai băgat foarfeca aia în rechi, i-ai stric foarfecile. Ce mai urmează să le mai faci, prietenilor? Oh, mai nu cred. Un bec. Un bec? Ce face un bec? Se aprinde, luminează, așa este. Și credeți că Ane poate să facă o magie să aprindă becul în mâna mea? Da! Da? Ia să vedem, Ane, prietenii, cred că tu poți astea. Abracadabra, lampa se aprinde! S-a aprins? Nu! Nu. Cred că e nevoie de mai multă putere. Fii atentă, vino aici lângă mine, cu fața către prieteni. Stai așa, eu o să pun beculețul aici pe capul tău. Ane se concentrează, îi transmite becului multă energie, multă putere, multă magie și spune: becule, aprinde-te! Becule, aprinde-te! S-a aprins? Nu! S-a aprins? Da! Păi da sau nu, mai hotărâți-vă! Vino aici lângă mine! Vino!
Vin aici în partea asta, la te rog. Cum te numești? Teodora. Teodora. Spune cu voce tare ce ai spus să... Am apăsat pe un buton. Adică voi credeți că Ana e robot și are butoane? Wow! Nu? Becul ăsta are butoane. Stai puțin, te rog, ia loc. Nu trage de el. Am chemat-o pe Teodora aici lângă mine. Teodora, crezi că aș fi venit la voi cu un bec cu un buton și că Ana nu are puteri magice? Te rog, uite, Teodora, îți dau becul. Și dacă becul are buton și tu l-a prins, eu fac 10 flotări aici în fața voastră. Dacă nu are buton și nu l-a prins, faci tu 10 genoflexiuni. Nu. Poate așa nu te mai mănâncă limba să vorbești ce nu trebuie. Te rog, ia becul. Nu. Are buton? Păi nu are. Atins bateria. Nu, îți arăt cum funcționează și până faci și genoflexiunile. Fii atentă. Pune mâna aici pe beculeț. Asta nu frige, doar luminează când îi transmite Ane puteri magice. Așa că, Ane, te rog, vino aici și suflă ușor către beculeț. Nu merge. Ai înțeles? Asta este magie. Cum să faci asta, Teodora? Te învăț? Fii atentă. Pune mâna aici pe beculeț. Și poți să ne las? Te concentrezi. Te uiți la beculeț. Spui în gând, eu cred în magie. Și pe urmă sufli ușor către beculeț. Brina. Asta e, măi, Teodora, asta e magia, ai reușit. Bravo, ia. Și Teodora, ai tot deși. Hai să aplaudăm pe Teodora și pe Ana. Bravo, Teo. Ia-te magie. Da, Andrei. Andrei, dar crezi în teleportare? Andrei, crede în teleportare. Exact. Cu Andrei vom face o teleportare acum. Fiți atenți. Am aici două pietre care au venit de pe altă planetă. Nu sunt de pe Pământ. Și fiți atenți că pietrele astea de pe altă planetă apar și dispar când nu te aștepți. Fiți foarte atenți. Andrei, ține-le tu. Una într-o mână și una într-o mână. Vezi că sunt foarte grele. Ține-le bine, Andrei. Sunt grele? Da. Sunt grele, dar Andrei e foarte puternic. Bravo! E un săculeț, arată el ca o căciulă, da. Fiți atenți, am aici o batistuță. Ce culoare este? Galbenă. Galbenă, da? Toată lumea o vede că e galbenă, da? Da, Maria? Da. Și mai am aici un săculeț. Ce mai e în săculeț? Nimic. De aceea l-am întors și pe partea cealaltă să vă convingeți că săculețul este complet gol. Acum, în săculeț punem batista. Maria, vreau să te uiți în săculeț. Teodora, vreau să te uiți în săculeț și să, fără să scoți batista, să le spui tuturor ce culoare este. Galben. Bravo. Albert, ce culoare e batista? Roșie. Cum? E o roșie înăuntru, un castravete, o ceapă, facem o salată, ce e aici? Ce culoare e, mai Teodora? Galbenă! Păi și el de ce zice că e roșie? Mamă, Albert, ce culoare? Roșie. Roșie? Stai așa, scoate și arată-le tuturor ce culoare este, Teodora. Galbenă. Mai e vreuna roșie înăuntru? Nu. Bagă mâna, capul nu-ți intră, bagă mâna și verific. Așa, te rog. Pune la loc. Te rog, Albert, scoate și tu și arată-le tuturor ce culoare. Mai e vreuna galbenă înăuntru? Nu. Ane? Nu. Te vreo magie era ta. Nu te joci cu noi. Ne zic culorile. Faci ca la Albert să fie roșii și la Teodora să fie galbenă? Da. Ce? Ia, pune-o la loc. Uite-te mai bine, Albert, ce culoare e? Galbenă. Păi n-ai roșie? Mai e vreuna roșie înăuntru? Știi ce cred? Că de data asta, Ane, n-am mai făcut nicio magie. N-am mai schimbat culorile și acum e galbenă și la tine și la Teodora. Nu e așa, Teodora? E roșie! Teodora, mai uite, trebuie galbenă, la tine e roșie! Mă, eu nu mai înțeleg. Ce culoare mai e batista asta? E roșie! Batista asta este roșie sau este galbenă? Păi, nu mai înțeleg nicio. Bagă mâna, scoate și arată-le tuturor ce culoare e. Nimic? Albert, ce culoare e, mă? Nu e nimic. Ane?
Să te joci cu noi. Că ne schimba culoare. Le avem galben, roșie, roșie, galben. Te ne-ai metit și acum nimic. Te rog, nu te mai juca cu noi. Fă o magie să apară batistuța la locul să părăsă. Da, vreau să vină înapoi batistul stâte. Dar ce culoare? Galbenă sau roșie să fie? Păi una singură e. Păi n-am văzut niciuna portocalie. Galbenă sau roșie? Roșie, Teodora, bagă mâna, scoate batista roșie. Albert, scoate tu, te rog, batista roșie. Băi, batista roșie chiar ești, dar nu știu de ce nimeni nu a văzut-o. Serios, nu știu cum a făcut Ane, ne-a păcărit, ne-a schimbat culorile, a făcut să dispară. Da, să și apară. Haideți să o aplaudăm pe Ane, pe Albert și pe Teodora. Bravo, bravo, bravo. Aici în pungă și tu spui hocus pocus, paiul să se facă mare, mare, mare. Uriaș. Și ta-da! Mai Ana, e puțin mai mare, dar tot mic e. S-a stricat bateria. Sau și-a pierdut toate puterile. Același. Mai încercăm o dată? Dar de data asta chiar îl faci mare, da? Hai să te văd. Mi-arăt și cu mâna în sus așa cât de mare să se facă. Hai! Paiul? Paiul, cât o casă de mare. Cât o casă de mare. Mai, a apărut ceva. Oh! Ane! Mai, Ane! Mai, tu n-ai glume! Oh! Un pai uriaș făcut de Ane, un pai până la tormat, n-ai zis o bătă de Ane pentru paiul ăsta. Wow, Ane, cum ai făcut asta? Serios! E de plastic, da! Nu-l rupe, dar nu-l rupe, nu trage de el, te rog, ia loc, te rog, Anja! Anais, nu? Anais, de jucărie, nu? Nu Anais, Anisia! Anisia, scuză-mă, Anisia, Anisia de jucărie, da, gata, mi-am adus aminte, Anisia! Am aici o foarte grea, să vedem, cred că e bună, că am mai stricat ale câteva până acum. E bună la asta, Anisia? Da. Și am aici un... un balon. Anisia, vreau să tai tu balonul ăsta așa pe din două, dar fără degetele mele, dacă se poate. Așa, taia de tot. Așa, perfect. Ține tu bucățica asta de balon, dă-mi e foarte cam. Și, acum, Anisia are o bucată de balon. E o bucată. Iar Ane, cu puterile ei magice, va face balonul la loc. Nu Ane, Anisia. Ane. Ane e magician. Ane. Formula magică, să se facă balonul la loc. Gata? S-a făcut? Anisia, e balonul întreg? Da. Da? Cum că o bucată e la tine, bună, o bucată e la mine? Nu. Dar ce ziceți, dacă suflă așa, se mai umflă? Da. Nu, nu. Mai normal ar fi să se facă la loc, pentru că a spus Ane formula magică, nu? Poate dacă suflu mai tare? Da. Ia să vedem, ia. Da, da, parcă... Anisia, mai ridicat la mine? Da, cu toate că o bucată a rămas în mâna ta, Anisia. Exact, o să ți-l dau ție. O să iau bucățica asta de balon, o să leg balonul ăsta așa, strâns, 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 și o să ți-l dau ție, Anisia, să vezi cum a făcut Ane de la față la loc. Poftim! De ce e de suflat balonul? Mamaia, Anisia, nu știu ce-i coloana astăzi, îi ies magiile, dar face și pase. Hai să o aplaudă pe Ane și pe Anisia! Nu le mai face. Faceți o magie. Toți odată de la locul vostru. Vreau să faceți voi magia asta, nu Ane. Vreau să vrăjiți o sfoară. Ați mai vrăjit o sfoară până acum? Da. Nu. Mai am venit să o vrăjim, nu să o prăjim. Sper că am fost suficient de clar, da? Astăzi o vrăjim, nu o prăjim, da? Uite, am aici o sfoară și fiți atenți. Vreau să țin sfoara asta așa și atunci când îi dau drumul vreau să nu cadă. Vreau să rămână așa, dreaptă, da? Pentru asta, trebuie să întindeți o mână către sfoară. Ia să vedem, toată lumea o mână întinsă? Și eu. Toată lumea. Privirea către sfoară? Nu te mai chem dacă nu mă auziți. Mâna întinsă, privirea către sfoară, țin sfoara și atât să știți, dau drumul nu cadă. Voi o faceți să rămână așa. Hai, mâini, privi, țin sfoara și spuneți toți odată, sfoară stai dreaptă. Sfoară stai dreaptă! Gata? Ia mâna? Bine, ia mâna ușor. Simt că o să cadă, serios, concentrați-vă, mână întinsă, privirea către sfoară, mâna ușor,
Sfara o să cadă și nu o să vă iasă magia, serios. Concentrați, vă iau mâna și... bravo, bravo, bravo. Sfara a rămas dreaptă. Dar mai avem aici o bucățică, o facem și pe asta să rămână dreaptă? Ție, Andrei, ce ne vine? Să n-aș ceartă, mă. Gata, am luat-o și pe asta. Am două. A, vrei să știți boale? Da. Bine, mai bine o facem pe toată asta, rămână dreaptă, ia să vedem. Hai, încă o dată, toată lumea mâna întinsă. Privirea către sfoară. Țin sfoara și mai spuneți încă o dată, sfoară, stai dreaptă. Gata? Ia mâna? Cum se ia mâna? Ce sau repede? Repede. Dacă iau repede o să cadă, trebuie să iau încet. Cum ați făcut asta? Măi, Ana, știi că și prietenii te iau puteri magice? Nu știe. Uite, am aflat. Am aflat împreună în seara asta că și ei au puteri magice acum. Fiți atenți. O faceți să zboare, Andrei, da? Ia, uite, eu țin sfoara așa și voi o faceți să zboare. Ia să vedem cum o faceți. Nu știu. Zbor. Zbor, sfoară. Gata? Bine, 1, 2, 3. Mă, i-a scris și corona, trebuia să zboare, cum să-și revină? Oh, dar nu-i nimic, ați reușit să o faceți să rămână dreaptă și pentru alte colorate? Nu. Dar nu le-ați văzut, nu? Nu, uite, am aici un săculeț și, Ane, vreau, vezi unul care își plăiește poate pe scaun. Ane, vreau să faci o magie să prindem o biluță colorată aici în săculețul ăsta. Spune, hocus pocus, să prindem o biluță colorată. Hocus pocus, să prindem o biluță colorată. Și am prins-o? Nu. Nu, pentru că s-a ascuns, uite aici, la urechea ta. Alicia, uite, n-ai simțit că era acolo la urechea ta. Bine, o să o iau de aici din săculeț și o să o arunc așa. Ai prins-o, Albert? A, nu, era Ane, mă, era Ane, Ane. Suflă aici. Era la tine în gură. Mai, nu mai stați cu gurile căscate, că uite ce se întâmplă. Bine că am prins-o. O închid aici, că cine știe unde mai ajunge, măi. Oh, bine că am prins-o. Iluzie optică. Fii atent, Maria, vreau acum să nu fac eu nicio magie, nici Ane, ci să faci tu magia asta. Nu! Fii atentă, Maria, am aici un lănțișor. Vreau să ții lănțișorul ăsta așa, cu două degete, degetul mare, degetul arătător. Așa. Și am aici un inel, un cerculeț. Fii atentă, tu ții lănțișorul, eu inelul, și vreau ca atunci când îi dau drumul inelului să nu cadă jos. Să rămână înodat pe lănțișor. Și vreau să faci tu magia asta. Fii atent. Eu țin inelul. Tu te uiți la inel. Te uiți la lănțișor. Da. Te concentrezi. Și îmi spui când să dau drumul. Da. Acum? Și inelul a rămas înodat pe lănțișor. Cum ai făcut asta? Nu știu. Ai mâna ta sub ochii tăi și nu știi? Hey, Maria, deixa eu ver.